cum s-a născut această campanie Stop Jola? Da, am citit la voi, la Hot News, despre tragediile ce se întâmplă, se întâmplau mai mult în 2017 în România, cu 59 de copii decedați, cu sute mii de îmbolnăviți de pojar, de rujeolă, cu lipsa vaccinurilor și mă tot gândeam cum putem să intervenim, să ajutăm, să facem ceva. Că există două categorii de părinți, cei care nu vor să vaccineze și cei care nu pot. Cei care nu vor sunt greu de convins și depășește puterea unui mic ONG să o facă, dar cei care ar vrea să vaccineze și nu pot, nu au medic de familie alături, sunt departe de un cabinet medical, copiii sunt cu dificultăți materiale, pe aceștia cred că îi putem ajuta. Un mare sprijin a venit neașteptat de la MedLife. Am scris și am căutat la toate marile lanțuri de clinici private din țară și ei ne-au răspuns, ne-am întâlnit și după jumătate de oră am agreat ca s-a oferit medicilor de familie și pediatrii să facă acele consultații și asistentele să vaccineze în mod gratuit copiii care vor veni prin această campanie în clinicile MedLife. Noi, prin fundraising, asigurăm dozele de vaccin, iar MedLife oferă în mod gratuit consultația și vaccinarea. Îmi spuneați că în afara epidemiei de rujeolă din România, care s-a soldat până acum cu 59 de morți, majoritatea, cei mai mulți dintre ei erau copii nevaccinați, îmi spuneți că a mai fost ceva care a declanșat o poveste din familia dumneavoastră mai... Da, e o poveste tristă. S-a întâmplat undeva înainte de război. Cred că în 38 sau 39 toamna, bunicul meu lucra poștaș telegrafist în Bacău și casa era în Oncești, la 40 de kilometri. Făcea naveta, cum se făcea pe atunci, cu calul și șareta. Și când s-a întors într-o sâmbătă seara acasă și a găsit toți trei copii, trei fetițe, toți morți de pojar. Și cu cruce, doliu în poartă și bunica plângea și nici bani de sicriu nu aveau. Și i-a îngropat, a dat foc la casă și... Am început viața din nou în altă parte, au construit altă casă și am mai avut patru copii. Înțeleg că în anii aceia mortalitatea infantilă din cauza bolilor infecțioase, pojar, tifos, hepatite, era foarte mare, cam 40-50% din copii, nu numai români, toată lumea nu ajungeau la vârsta de 5 ani. Între timp, lucrurile au evoluat. După descoperirea vaccinurilor, a antibioticilor, rata de mortalitate infantilă a scăzut. Chiar am citit, m-am uitat pe Institutul Național de Statistică, în 1991, în România, mortalitatea infantilă a fost undeva la 12.000 de copii. Anul trecut, în 2017, avem sub 1000, undeva 870 de copii morți, din care 59 de rujeolă. Tot acest progres a fost făcut datorită invențiilor științifice, a vaccinării, a descoperirii antibioticilor, a medicinei moderne, a educației și a igienei. Cât de greu e pentru un ONG, mi-ați povestit și chiar aș ruga să povestim despre asta, că sunteți doar 2-3 oameni care fac voluntariat. Deci nu e vorba de vreun interes personal la mijloc. Exact. Multă lume mă întreabă că de ce? De ce o faceți?
puțini sunt cei care înțeleg că poți face un bine și fără să ai un interes imediat sau un interes neapărat de a fi răsplătit pentru acea faptă bună. Suntem puțin voluntari în Asociația Freedom Smile. Eu sunt inginer, colega mea Ioana e avocat, Mihaela e medic și toate aceste lucruri le facem în timpul liber, că avem alte joburi și pe, de multe ori pe banii și nervii noștri, dar este aproape imposibil de spart blocada media și presiunile externe de care îți pun bețe în roate în fiecare zi. Am încercat să difuzăm acel clip pe care l-am făcut la televiziuni mari și am fost refuzați inclusiv vrând să plătim difuzarea. Am încercat să punem afișe în mall-uri despre această campanie. A, nu puteți, că la noi compania interzice publicitatea la medicamente. Nu facem publicitate la medicamente, e o campanie umanitară. Nu scrie nicăieri că vom cumpăra vaccinul de la cutare sau cutare. Și mai este un boicot al celorlalte ONG-uri și a figurilor publice de pe Facebook. Eu am făcut publicitate sponsorizată Facebook pe cardul meu privat. Am plătit, cred că, aproape 5.000 de lei până acum la Facebook să duc mesajele campaniei către cei care ar putea să ajute. Dar când rog personalități publice, vedete Facebook, nu să ajute cu bani, ci cu un share sau cu un like sau să vorbească despre campania asta și sunt refuzat, nu pot să înțeleg. Acum fiecare are agenda proprie, dar am mulți VIP din categoria de la artiști la politicieni sau oameni de afaceri, prieteni, amici virtuali pe Facebook și pe toți am rugat. Dar există un blocaj și o neîncredere de speriat. Poate că societatea românească ar trebui să învețe să recâștige încrederea în oameni, că de la politicienii care fură și tâlhăresc, atunci se duce în toată societatea această anatemă a neîncrederii. Ar trebui să mulțumesc, probabil așa se face la un sfârșit de interviu, tuturor celor care ne-au ajutat, cam companiilor mari care s-au implicat și au donat pentru campania Stop Rujeolă, celor din străinătate pentru donațiile prin PayPal, celor 300 și ceva de SMS, de donații prin SMS. Și campania continuă. La 8838 puteți să trimiteți un SMS și ajutați la vaccinarea unui copil. Puteți să donați prin PayPal de pe site-ul stoprujeolă.ro, iar companiile și oamenii care vor să se implice în sănătatea copiilor din țară o pot face prin virament în cont sau prin celebru formular prin care pot să-și dirigeze o parte din profit către ONG-uri ca Freedom Smile, care desfășoară activități și campanii umanitare în beneficii sociale.